Salutare, bine ați venit la Te România. Eu sunt Alex și astăzi o să vorbim despre BlizzCon 2020 sau BlizzCon 2021 sau BlizzCon Online. În fine, cu toții știm că BlizzCon 2020 a fost anulat din cauza pandemiei COVID și anul acesta se va ține online în februarie, acum peste câteva zile, cred, și am să vorbesc despre BlizzCon și despre ce cred eu că se va anunța anul acesta la acest BlizzCon. Prima mea predicție pe acest an este despre jocul Diablo. Cred că anul acesta Diablo va avea un rol foarte important în acest BlizzCon, cu două jocuri deja anunțate, Diablo 4 și Diablo Immortal, anunțat acum 2 ani, deși cu o controversă jocul a fost primit foarte prost de către fanii Diablo și pe bună dreptate, mulți sunt jucători de PC, iar Diablo Immortal este un joc exclusiv pentru mobile. Jocul a primit un pic de backlash, dar anul acesta Diablo va fi, cred că, vedeta acestui BlizzCon. Se va anunța data de lansare a jocului Diablo Immortal și cred că se va anunța un beta pentru Diablo 4. Nu cred că se va lansa anul acesta, probabil se va lansa în 2022. După cum știu eu, de obicei jocurile astea durează să fie dezvoltate câțiva ani. Deci cred că mai durează să fie terminat Diablo 4 și un zvon circulă de ceva timp în legătură cu Diablo 2 Remaster. Sunt foarte nerăbdător să încerc acest Diablo 2 Remaster, eu cred că se va anunța anul acesta și va fi lansat la anul. World of Warcraft cred că se vor anunța următoarele patch-uri și următoarele capitole din povestea din Shadowlands, nu va fi lansat sau anunțat niciun expansion. Un alt zvon ce circulă în legătură cu World of Warcraft este World of Warcraft The Burning Crusade Classic. După cum știți, în 2019 s-a lansat World of Warcraft Classic, iar o parte din foștii jucători de World of Warcraft s-au reîntors înapoi la World of Warcraft Vanilla. Iar anul acesta se va anunța sau chiar lansa World of Warcraft The Burning Crusade Classic. Un alt joc ce a fost anunțat și se va lansa, cred că anul acesta, va fi Overwatch 2. Deși nu prea sunt un jucător de Overwatch, primul Overwatch a fost un joc chiar foarte bine vândut, foarte bine primit, câștigând chiar și jocul anului, dacă nu mă înșel, în perioada respectivă. Un joc ce mă întristează și cred că nu se va anunța nimica despre el și va fi băgat sub covor de către Activision Blizzard este Warcraft 3 Reforged. Jocul nu a mai primit niciun update din august, din păcate, și după cum știți, jocul este încă plin de bug-uri și nu se poate juca la nivel competitiv. Iar cei de la Blizzard, după ce au făcut greșeala să-l lanseze și să nu fie gata, cred că-l va băga sub preș și nu o să-i mai acorde atenție. Eu sper să mă înșel și să vină cu un update despre joc și cum o să-l îmbunătățească anul acesta, dar este cel mai puțin probabil. Un alt joc ce este aproape mort este vorba despre Heroes of the Storm. După cum știți, Heroes of the Storm nu se mai joacă în eSports și primește update-uri foarte, foarte, foarte rar. Chiar și eroi din când în când, la câteva luni este lansat câte un erou. Jocul are o comunitate foarte scăzută, din păcate, fiindcă sunt alte MOBA-uri mult mai populare, cum e League of Legends sau Dota 2. Dar cine știe, eu chiar aștept să văd acest joc din nou reînviat, fiindcă este un joc chiar foarte bun. Și ultimul joc din această listă ce va fi anunțată la BlizzCon este vorba despre Hearthstone. Hearthstone în ultimii ani a fost un joc ce l-am jucat și l-am șters, l-am jucat și iarăși l-am șters, pentru simplu motiv că este un joc pay to win, sunt prea multe expansion-uri lansate în fiecare an, sunt prea multe cărți, niciodată jocul nu te face să simți că poți termina, decât dacă cumperi foarte multe pachete și trebuie să bagi bani în acest joc, din păcate. Recent a primit un revamp și foarte mulți erau nemulțumiți, fiindcă Blizzard este foarte lacomă când vine vorba de acest joc și tot timpul încearcă să-ți vândă ceva. Eu cred că la acest BlizzCon va fi lansat doar un expansion sau va fi doar anunțat și nimic mai mult.
În schimb, nu cred că va fi lansat niciun joc nou. Cei de la Blizzard de câțiva ani de zile cam încearcă să repete aceleași IP-uri, dar cine știe. Un joc ce sigur nu va primi niciun update sau nu va primi niciun nou titlu este vorba de către StarCraft, un RTS ce din 2016 a mai primit câteva co-op-uri și în rest n-a primit nimica. Chiar aș vrea să văd un nou titlu StarCraft, poate un StarCraft 3, îndată sunt 5 ani de la ultimul joc. Mă îndoiesc, fiindcă jocurile RTS se vând din ce în ce mai puțin, iar piața de gaming a evoluat în așa fel încât jocurile shooter sau MOBA-urile se vând cel mai bine și dezvoltatorii de jocuri, cum ar fi EA sau Activision, de fapt ei sunt publisher de jocuri și dezvoltatori, o să investească mai puțin în acest tip de jocuri, fiindcă, da, nu se vând mai bine. Și o să se axeze pe jocuri de mobil. Din păcate, industria jocurilor pe mobil este din ce în ce mai prolifică, făcând chiar mult mai mulți bani decât jocurile pe PC sau jocurile pe console. Spuneți și voi ce credeți că se va anunța la BlizzCon 2020 în acest an și ce soartă credeți că va avea fiecare joc din franciza Blizzard.